Sunt foarte puțini oameni, cedează foarte repede. În primul rând că lumea care se duce, văd că acolo este foarte obosită, foarte, nu știu care e situația, de imediat cedează și pleacă. Nu se rezolvă nimic, nimic, totul este mort în țara asta, mort, mort, mort. Nu avansăm cu nimic, n-am avansat. Alte soluții probabil nu au și, na, ce pot să facă și ei mai mult? Pentru că își vor dreptul, na. Șanse de reușită? Eu nu cred. Eu nu cred, pentru că în ziua de astăzi, na, nimic nu se poate rezolva așa. Chiar și cu greva. Promisiuni, dar până la îndeplinire mai este mult timp. Cu jumătate de gură, liderii sindicaliștilor din județ recunosc că prea puțini colegi au ales să meargă la protestul din capitală. Nu atât de mulți cât să dea amploare unei manifestații care presupunea sau presupune cu adevărat o anumită amploare. E vorba de 140 de sindicaliști de la Frăția. Nu știu, n-am luat legătura cu colegii noștri de la celelalte structuri confederative din județ să vedem ce intenții au. Sigur, vom pleca cu două autocare, un microbus și în restul câteva mașini personale. Eu sper ca demersul nostru să fie auzit de aleșii poporului. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modificarea codului muncii. Șansele lor de a schimba ceva din decizia executivului sunt nule. Guvernul a anunțat că își va asuma răspunderea pentru tot pachetul de legi.